Vă salut, dragi prieteni, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip vreau să vorbim despre pui, a doua serie, și vreau să vă arăt că mi-am cumpărat o ladă de transport, nou-nouță, și vreau să vă arăt, dar înainte să vă arăt, vă rog pe toți să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul meu dacă încă nu sunteți abonați, și să scrieți un comentariu cu părerea voastră despre videoclipurile mele. Deci să începem cu prezentarea coșului de transport. Aceasta este, așa arată. Astăzi mi-a venit cu curierul. Am luat-o de pe porumbelshop.ro și a costat 110 lei plus transport. Deci aici este ușa pe unde introducem porumbeii în ea. Aici un mâner de unde putem să o prindem. Așa, și aici în partea aceasta lateral ușa de eliberare. Deci așa arată lada. Este o ladă foarte bună ca și calitate, deci îmi place cum este construită, pare destul de rezistentă și sper să mă pot folosi de ea cât mai mult. Deci așa arată când este închisă. Are 80 de centimetri pe 40 și cică ar închepe în ea 25 de porumbei. Poate mai mult, poate mai puțin. O să vedem când o să îi duc la antrenament. Deci acum să vă arăt și pui și o să vă spun ce urmează să fac. Aici am un singur puișor. Aici tot un singur puișor. Aici un puișor. Aici un puișor și un ou. Și oul urmează să-l arunc. Aici tot un puișor. Și aici tot un puișor. Deci, cum ați putut vedea, la toate perechile am pui și o să las la fiecare pereche doar câte un pui ca să îl poată crește câteva zile, pentru că acești pui care i-ați văzut acum vor fi toți eliminați și urmează ca azi sau până sâmbătă. Deci nu se știe sigur când avem drum spre acel crescător. Urmează să aduc pui de la el și să îi pun sub porumbeii mei. Deci acești pui toți vor fi eliminați, aruncați și voi pune sub porumbeii mei pui de la un crescător ca să îi crească. Eu o să-i inelez, deci aduc pui micuți, cam de o vârstă cu ai mei, cu o zi, două, poate mai micuți, mai mari. Sper că ai mei să îi accepte și să nu am probleme și să crească puii foarte bine și să pot începe antrenamentele cu ei. Deci după ce o să-mi crească a doua serie de pui și vor mânca singuri, urmează să despart crescătoria în două compartimente și cu maturii o să fac antrenamente săptămânal pentru selecție, care va rămâne, va rămâne, și care nu, asta este. Oricum, anul acesta, dacă o să zbor, o să zbor doar pui, și de aceea vreau să
aduc undeva la 30 de pui. Momentan am 6 pui și dacă mai aduc 30, o să am 36, din care prin antrenament se vor pierde sigur câțiva, nu știu câți, nu poate spune nimeni câți, și sper să rămân cu undeva la 25-20 de pui până la etape și să îi pot zbura. Eu mai am 22 de inele, din care 12 o să fie inelați de la acel crescător pui și 10 inele cred că o să dau unui alt crescător ca să îmi ineleze pui. Și o să încep un program de hrănire care o să vi-l arăt în fiecare video, un program de antrenament dimineața, seara și cred că două antrenamente pe săptămână, duș cu mașina. O să încep antrenamentele cu pui de la 5 km pentru a îi învăța să vină acasă, să-i punem pe direcție. Și la fiecare antrenament o să adaug câte 5 km, deci o să fac două antrenamente de 5 și de 6 km pentru a-i obișnui cu drumul și ce trebuie să facă și după va urma unul de 10 km, 15, 20, 30 și tot așa până, sper eu, până la 100 de km. Dacă o să am posibilitatea, această pereche acum s-au călcat. Ei au doi pui care azi sau mâine urmează să-i trec pe podea. Deci cam așa o să procedez cu pui. După ce o să zboare cam 3 săptămâni, o lună în jurul crescătoriei, o să îi duc cu lada, începând de la 5 km și progresiv adăugat câte 5 km la fiecare antrenament în parte. Deci cam atât acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu, să-mi scrieți un comentariu cu părerea voastră despre videoclipurile mele. Și dacă aveți ceva idei cu ce videoclipuri să fac pe viitor, sunt foarte binevenite. Sau cu sfaturi, cu întrebări, răspund la fiecare întrebare cu plăcere dacă știu răspunsul și încerc să vă ajut cu ce pot eu să vă ajut mai bine. Deci, eu am fost Alex și noi ne revedem la următorul videoclip. Salutare!